Pipăruș Petru și Florea Floritul. Într-un târziu se trezea și Pipăruș Petru și când să se scoale se simte legat de stejar, cu lanțuri peste piept și peste mijloc, peste grumaz și peste picioare. Dulcii mei frați, dar bine mai știți voi răsplăti bunătatea pe care v-am arătat-o. Bine a zis cine a zis: fă bine și așteaptă rău, dar lăsați că vă fac eu, de nimeni nu vă mai desface. Și se umflă și lanțurile căzură rupte, zală de zală. Acum să mai dorm una pe pajiște, că am eu vreme să ajung și acasă. Cu cât aș merge mai ute, cu atât ar fi bucuria fraților mai scurtă. Se puse deci să se odihnească, dar nu mai putea, că nu-i putea ieși din cap fățărnicia fraților săi. Începu a se gândi la toate minutele de când a plecat de acasă. S-a pregătit de plecare, dar uitându-se la stejarul cel mare de care legaseră frații, își zise: beata mamă, nici lemne de foc nu fi având, că harnicii de frați nici lemne nu i-or fi dus. Hai să-i duc eu. Și merse la stejarul de care fusese legat, îl smulse din pământ ca pe un morcov, îl luă pe umăr cum e o grebălă și merse cu el spre sat. Când era ospățul mai mare, când jucau și beau pe întrecute în curte, când casă nu mai era loc, atunci nimeri și Pipăruș Petru cu stejarul pe umăr. Tot satul îl cunoscu, că doar numai de câteva zile plecase de acasă, dar frații lui nu știau ce să facă, unde să se ascundă, văzându-l că vine către ei și se gândiră că acum are să-i omoare. Bun ospățul la dumneavoastră, zise Pipăruș, intrând cu stejarul cel mare pe umăr. Oho, încotro cinstiților, ia stați o leacă de vorbă cu mine, că avem un pic de răfuială. Frumos a fost să mă lăsați dormind în pădure și încă legat cu lanțuri ca pe un hoț? Asta-i mulțumirea, fiindcă v-am găsit, am dat gata zmeul care vă omorâse. După ce v-am viat, l-am omorât ca să scap satul nostru de urgia lui. V-am umplut de averi și v-am pus pe drumul către casă. Eu, fratele vostru, așa răsplata meritat să primesc de la voi? Atunci frații începură să plângă și să se roage de iertare, zicând că doar au glumit. Se mai ruga și mumă-sa și soră-sa și tot satul să ierte, iar el, fiind un om cu inima bună, i-a iertat și s-a așezat și el la ospăț. A doua zi de dimineață, după ce s-au sculat toți voioși și sănătoși, Pipăruș Petru era gata de plecare. Unde vrei să mergi iar, Petre, puiul mamei? Îl întrebă mamă-sa. Mă duc, mamă, mă duc departe, până unde voi da de Florea în Floritul. Poate cumva l-o-i putea aduce să fie soț surorii mele. Cam auzit că e un voinic de om și ar fi păcat să nu ne cunoaștem. Mai bine nu merge, stai acasă, aveți voi destul avere. Însurați-vă, dragii mamei, iar de soră ta vom mărita-o noi după cineva, că doar sunt destui feciori zdraveni în sat. Ce să mai bați atâta cale? Stai aici în satul tău, între neamuri, aproape de mine, acum la bătrânețile mele, să nu-ți mai duc atâta dorul. Multe vorbe bune și înțelepte îi spusese maică-sa, dar el tot ca el. Dacă își punea ceva în minte, nu mai era om să-l convingă. Își luă rămas bun și plecă. S-a dus până a nimerit într-o pustietate mare. De nu se vedea nimic, numai cerul în sus și sub picioare pământul. Nici o frunză și nici un fir de iarbă. A mers el mult prin pustietatea aceea până a dat de un bătrân. Alb la păr și la barbă ca o oaie bălaie, cu o cârjă în mâna dreaptă, iar cu cea stângă și tot freca genele de la ochi ca să vadă înainte, că așa erau de lungi și de dese. Deveneau până la gură și se împreunau cu barba și mustățile. Bună ziua, moșule! Să trăiești cu bine, voinice! Dar de unde și până unde? Mă duc, moșule, până unde voi da de Florea în Floritul. Cam auzit că e un voinic mare și vreau să-mi încerc puterile cu el. Nu știu unde l-aș putea găsi. Puiul moșului, în zadar mergi tu pe jos, că nici în 3 ani de zile nu vei ajunge la el. Dar du-te înapoi la curtea zmeului. Știi unde ți-ai găsit sora și frații? Acolo să mergi și să cauți în fundul grajdului și vei găsi un cal singur, care atâta este de urât, de stă să moară, de urât a slăbit,
de numai pielea pe os i-a rămas, că de când ai omorât pe stăpânul său, pe smeul, el din grajd n-a mai ieșit, nici n-a mâncat, nici n-a băut, numai tot a nechezat. Să mergi și să-l iei, acela te poartă cât a purtat și pe stăpânul său, pa și mai mult te-i porunci. Apoi să vii iar pe la mine, m-ai înțeles? Te-am înțeles. Merse Pipăruș Petru înapoi până la curțile zmeului și intră în grajd. Acolo, într-un ungher, văzu un cal mai mult mort decât viu. Cum văzu calul că intră cineva în grajd, începu a fi voios și a prinde curaj, că nu mai știa ce să facă bietul cal de bucurie. Dădea cu picioarele în pământ și voia să se dezlege de la ezle, dar nu putea, că era legat cu lanțuri. Pipăruș Petru dezlegă calul, îl scoase afară și se uită la el. Cu gloaba asta să merg eu, își zise, și ce să vadă și să nu-și creadă ochilor. Calul răsuflă odată bine și se scutură, deci dezmorți toate oasele, că doar stătuse multă vreme acolo într-o temniță, legat scurt, fără nutreț și neadăpat. Pipăruș îl slobozi și îl lăsă la păscut un pic, apoi la adăpă și se urcă pe el. Atunci calul începu a vorbi. Cum vrei, domnul meu, să te duc? Ca vântul ori ca gândul? De mai putea duce numai cum mă duc caii, mi-ar părea bine. Asta-i răspunse Pipăruș văzându-l atât de slab și prinse calul la merge și merse și merse tot în galop până la muntele de sticlă. Acolo nu mai putea de obosit. Dăduse se suie pe deal, dar calul nu mai putea merge. Atunci zise Pipăruș: Bag seamă, te voi mai duce și eu în spate, precum m-ai adus tu pe mine. Și luă calul după cap ca un miel și-l sui în vârful dealului și acolo zdrang cu el de pământ și se ridică încet calul de jos și se făcu cât un munte de mare și zise lui Pipăruș: Îți place cum sunt acum? Să fie pe placul câinilor și lupilor. Tu fă-te cal cum sunt cai. Și se făcu înapoi calul cum sunt caii noștri, dar tot năzdrăvan. Și zise către Pipăruș: Cum să te duc acum, stăpâne? Ca vântul ori ca gândul? Să mă duci ca gândul. Și începu calul a merge ca gândul de iute și într-o clipă era la moșneagul cel alb ca oaia. Bună ziua, moșule! Bună! Bună să-ți fie inima, puiul moșului! Ai ajuns acum? Precum vezi? Acum cred că vei ajunge la florea înfloritul, dar să-ți dau și eu trei lucruri. Ține, aici ai o ceteră, un pieptene și o bucată de creție. Ține minte, fătul meu, vei tot merge până vei ajunge la câmpul cu dorul. Acolo te va lovi un dor de maică, soră, frați, prieteni și cunoscuți, încât de nu vei cânta cu cetera asta, vei fi silit să te întorci înapoi de dor. De acolo vei ajunge în pădurea cu lupi, aceea te-ar mânca cu cal cu tot, că sunt mulți și flămânți, dar tu aruncă-le pieptenele. Scăpând, vei merge până vei ajunge în țara șoarecilor. Acolo vor fi șoareci câtă frunză și iarbă și vor vrea să te tragă jos de pe cal, să te mănânce. Atunci aruncă-le bucata de gresie jos și vei scăpa și de ei. După ce a luat Pipăruș lucrurile acestea trei, a mulțumit bătrânului și s-a suit pe cal și s-a tot dus până a ajuns în câmpul cu dorul. Acolo lovi un dor de satul lui, de mama sa, de țora sa și de frații săi, dar așa dor de era cât pe ce să cadă de pe cal. Atunci îi vine în minte că are o cetere de la bătrân și unde nu scoate cederea și unde nu începe a trage cu arcușul pe strune, de răsuna câmpul și pe loc îi pieri tot dorul. Apoi merse mai departe până ajunse în pădurea lupilor și acolo era un lup mare cât un copac
și erau mulți, mulți, și toți stăteau cu gurile căscate numai să-l înhațe și să-l mănânce. Dar el aruncă pieptenele jos și îndată se făcă un bou gras. Și având lupii ce să mănânce, lăsară pe pipăruș să meargă în pace. Și merse, merse mult. Deodată se trezește în țara șoarecilor. Dar șoarecii erau ca urși de mari, mari meși. Aici începura să înfiora pipăruș Petru. Dar veni în minte Cresia și o aruncă pe jos și se făcu între el și șoareci un stan de piatră gros cât un munte și înalt până la nori. Și se duse pipăruș Petru tot pe lângă zid până ce ieși din țara șoarecilor. Acum nimerim câmpul cu florile. Acolo erau numai flori, una mai frumoasă decât alta, și toate lâmbiau să le ia, dar pipăruș nu lua niciuna. Departe, pe câmp zări un cal păscând și merse într-acolo. Adică după ce se apropie, văzu pe florea înfloritul dormind dus. Calul îi păștea printre flori, iar paloșul îi juca în aer deasupra lui. Se dă pipăruș jos de pe cal și sloboade și el calul să pască și-și aruncă și el paloșul în sus. Și acela începu a juca prin aer ca și-a lui florea înfloritul. Apoi se culcă pe flori. Cum era obosit de atât amar de drum, a dormit dus. Dar iată că se trezi florea înfloritul și văzu voinicul dormind lângă el. Iar în flori lângă calul lui mai păștea un cal și în aer lângă paloșul lui mai juca un paloș. Oare cine să fie, se mira el? Oare cine e acest viteaz și om de omenie? Putea să mă facă bucățele cum dormeam. Apoi se puse și florea înfloritul și mai trase un pui de somn. Iar când se trezi a doua oară, se trezi și pipăruș cu el deodată. Când se văzură voinicii față în față, se mira unul de altul. Unul mai voinic decât celălalt, care de care mai spătos și mai frumos. Ce vânt te aduce pe aici pe la mine, Vere? Am venit să te văd, că ți-am auzit de nume și nu m-am putut răbda să nu ne cunoaștem. Doar nu ești tu pipăruș Petru, de care și zmeii tremură. Bai, chiar ghicit! Dar tu doar ești florea înfloritul. Eu da, că altul nici care drept a sta aici în țara mea. Ce cap ai să vii aici? Eu am cap cum sunt capetele. Dar tu ce cap ai de mă întrebi atâtea? De nu-ți place că ți-am călcat țara? Ia-te la păruială cu mine. Hai la luptă dreaptă, luptă voinicească. Și apucară voinicii paloșele până ce florea înfloritul taie puțin din degetul mic al lui pipăruș Petru. Atunci s-au lăsat de luptă și s-au prins fraz de cruce, jurându-se pe vârfurile paloșelor că nu se vor mai lăsa unul de altul nici în bine, nici în rău. Umblând ei, nimeresc într-o zi la o casă în mijlocul codrului și intraseră înăuntru. Acolo era o fată la război, țesea, și fata era frumoasă, frumoasă. Era chiar Ileana Cosânzeana, iar pipăruș Petru cum o văzu cum se îndrăgosti pe loc de ea. Fata se ferea și nu prea, că se temea de Tasu și le spuse: dragii mei, băgați de seamă că vine tata și vă omoară. Și cine-i tata dumitale? Tata e ciută nevăzută și încă niciun om nu i-a ieșit în cale pe care să nu-l omoare. Ei bine, dar ce obicei are când vine acasă? Mai întâi se bagă după cuptor și de acolo ia o ulcică cu leacuri și toată o bea. Iar de leacurile acelea atât se întărește că ar bate și 10 ca voi. Atunci adun cu acele leacurile să le bem noi. Și le dădu Ileana leacurile, iar voinicii le băură și din ce erau tari, mai tari se făcură. Dar chiar atunci sosi și ciută nevăzută acasă și s-a repezit după cuptor la leacurile ei. Văzându-se astfel înșelat și într-atât s-a tulburat că a pleznit și a murit. Apoi pipăruș Petru se căsători cu Ileana Cosânzeana și se încărcară de averi și plecară de acolo. Dar pe lângă toată prietenia ce era între pipăruș Petru și florea înfloritu, acesta din urmă nu se uita cu ochi bun la pipăruș, văzându-l cu nevastă, iar el nu. Dar pipăruș pricepu gândurile lui florea înfloritu, de aceea îi zise: frate, să lăsăm nevasta acasă și să mergem să-ți găsim și ție una. Bine ar fi, dar oare unde vom da de una? Nu fi îngrijorat, frate, mergem în lumea noastră și de nu s-o fi măritat, soră mea, numai buna fi de tine. Apoi hai să o vedem. Și lăsară pe Ileana Cosânzeana singură acasă. Plecară și ce ajunseseră într-o pădure. Niciunul nu mai fusese în pădurea aceea. Mergând ei prin pădure, văzură o casă. Hai să vedem cine e în casă, zise pipăruș Petru. Hai dacă vrei, zise florea înfloritul. Și intrară înăuntru. Acolo aflară numai o babă bătrână stând cu picioarele la foc. Bună vremea, mătușă! Să trăiți cu bine, dragi mătușii! Haideți, ședeți și vă odihniți până vă aduce mătușa ceva de mâncare, dragi mătușii! Feciorii așteptau, iar baba se urcă în pod, dar cum ieșea din odaie, veni un șoarece la feciori și le zise: nu stați, dragii mei! Mergeți în blata lui Dumnezeu Sfântul! Că doar baba nu
Cine baba asta? Boba pădurii! A fost drăguța lui Ciudă Nevăzută! Și de când l-ați omorât, tot descântă să-i cădeți în brânci! Dacă nu fugiți, nu mai scăpați vii din colții ei! Dacă e așa, hai la drum! Ziseră voinicii și se luară feciorii mei la drum. După ce și-a scuțit baba dinții, coborâ în casă, dar feciorii nu mai erau. Atunci dă cu ochii de șoarece. Numai tu, Mișelule, le-ai spus să se ducă! Și se pusese baba să fugă după șoarece. El se sui pe cuptor, ea își strica cuptorul, se sui pe în perete, ea strică și peretele. El se sui pe alt perete, ea strică și acel perete. Și tot așa strica cât un perete, umblând după șoarece, până ce strică toată casa și tot nu putu prinde șoarecele. Că vedeți dumneavoastră, șoarecele-i șoarece și pace. Nu stă să-l prindă chiar o babă, să fie ea chiar și muma pădurii. Când plecă baba după ei, ei erau departe. Se pune baba la fugă, du-te, 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 până ce aproape ajunsese pe feciori. Atunci ea ajunsese la casa Marțolii, care era mătușa lui Florean Floritu. Bună vremea, mătușă! Să trăiți cu bine! Dar ce-i nepoate? Ce vânt te poartă pe la mine? Cine-i voinicul ăsta cu care vii? Mătușa, am plecat cu Piperuș Petru să merg la sora sa împețite, dar ne urmărește muma pădurii, căci am omorât-o pe Ciută Nevăzută și acum ne pare bine că am nimerit la dumneata, doar ne vei scăpa de colții ei, poate ne ajuți. Nu vă temeți deloc, dragii mătuși. Haideți în casă și să vă odihniți. Și ieși Marțolea afară să aștepte pe muma pădurii și cum ajunsese, cum se încăierară. Apoi să fi văzut bătaie de babe. Se încinse între ele o luptă ca de doi lupi turbați. Se mâncară în dinți, își smulseseră părul. De zici că se luptau două zmeoaice. Iar feciorii le lăsară să se bată și porniră încetişor către casă. 7 ani nu fusese Piperuș Petru acasă. 7 ani nu-l văzură frații și sora sa, nici neamurile lui. Florica, sora lui Piperuș Petru, nu era încă măritată. Se ținuse de vorba ce o dăduse fratele său la plecare. Și era mândră Florica, mândră ca o scânteiuță de câmp. Și cum o văzu Florean Floritul, zise câte frate s-o decruce. Asta ți-e soră, frate? Asta! Dacă ți-e asta soră și dacă vrea, eu chiar azi mă cunun cu ea. Și Florica a vrut. Frații și mama sa n-au zis ba. Apoi au tras o nuntă românească care a ținut 2 săptămâni și după ce s-a terminat nunta și a luat Florean Floritu nevasta și s-a dus cu ea și Piperuș Petru în țara lui, unde aștepta Ileana cu Sânzeana. Când s-au văzut aceste două cumnate la olaltă, mulți s-au bucurat, iar bărbații lor se bucurau și ei de bucuria lor, iar florile din câmpul înflorit se bucurau și ele împreună cu cele două perechi vesele. Iar eu mă bucur că v-am putut spune povestea până la capăt.